Ziua bună, oameni buni! Astăzi avem un nou unboxing și acel unboxing este, după cum bine se vede, la o consolă portabilă retro pe nume SAP Gamebox 401. E vorba de nostalgie, de vremurile bune care eram odată. Și ne jucam liniștiți. Azi să vedem despre ce este vorba. Deci avem aici cutie, așa bine, așa mi-a venit acum de 5 minute prin curier, comandată de pe eMag, oameni buni, la prețul de 50 de lei. Are aici toate detaliile. Are. Așa. Bine așa. Vine cu consolă, are cablu și mai departe. Ia să vedem. Așa arată cutia. Și acum s-o scoatem în afară. Opa, opa. Bun. Deci, ce mai vine în cutie? Opa. Deci cam atât. Deci se pare că aici avem o baterie. Mi-aduce aminte foarte mult de bateriile Nokia. Mi-aduce frumos de 3V, bam, 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 tot acâmo. Avem aici cablurile. Astea vin băgate în televizor, bineînțeles, 100%, pentru video și audio. Și în consolă, bineînțeles. Acest cablu este clar pentru încărcător. Să încărcăm consola prin USB. O băgăm în încărcător, ăsta în consolă și îi dăm drumul. Bineînțeles, manualul de utilizare ne dă toate detaliile care ne sunt importante. Uite aici avem cablu și așa mai departe. Și fără alte explicații, oameni buni, consola. Ah, ce vremuri! Ce vremuri! Ups, mi-a căzut. Ups, bun. E foarte ușoară, extrem de ușoară, că întrește foarte puțin. E ok la atingere. Ia să vedem. Deci, aici porturile. Portul de încărcător. Acest cablu să-l conectăm la televizor prin... acest cablu, da? Să l-am conectat, pac, îl conectat la televizor. Eu nu o să fac acest lucru. Așa. Aici avem buton de volum, mic, probabil mic, mare, o să vedem după aceea. Și aici trebuie să introducem clar baterie. Da? Are cu polaritate, deci bateria nu trebuie introdusă greșit că nu va funcționa. Așa că noi vom introduce, da? Pac. Am introdus. Pac. Butonul de pornire. Oh. Da, se pare că butonul ăsta e de volum, oameni buni. Avem două limbi, chineza să vorbească în neamul lor și bineînțeles engleza. Îi dăm un start. Wow, deci 400 în 1, oameni buni. Doamne. Deci vremurile bune, mi-e dor de acele vremuri bune. Deci cred că avem la propriu și figură 400, da, 400 de jocuri. Și sper să nu fie, oameni buni, dublate sau duplicate. Să sperăm. Și bineînțeles, hai să dăm un demo, să dăm un start. Ia. Am dat volum maxim. Începem cu legendarul și cu adevăratul joc, de unde a început fiecare gamer, cu legendarul Super Mario, oameni buni. Start. Ia să vedem.
fac hop, obraznic hop. Aici trebuie să fie o viață. Aia e tata la viața. Da. Asta-l facem pe fratele mare bucătar. Așa. Scuzați puțin calitatea. Hai să vedem. Bun. Se pare că funcționează. Bun. Ia butonul de restart. Pauză. Deci vine care și pauză. Bun, frumos. A, deci butonul de restart acesta e. Selectăm alt. Start. Mario 14, Mario 3, Dr. Mario, Mario. Mamă, câte Mario. Ia să vedem alte jocuri. Imediat, oameni buni. Ia să vedem. Încercăm un... Ia să vedem. Adventure Island, Jackal Cage. Cifra mea 11 favorită. Da? Ia să vedem ce joc e acesta. Cage, dacă nu mă înșele cu... Player. Opa. Wow! Și să știți că culorile jocului, oameni buni, se vede incredibil de colorat, foarte frumos. Numai că telefonul pe care îl filmez este un Xiaomi 12 Lite, nu emite corect adevărata valoare. Așa. Superb. Deja. Așa. Bun. Deci, aproape și figurat, oameni buni, e posibil să avem chiar 400 de jocuri. Să avem. Hai să mă încercăm ultimul joc și după aceea... Așa... Ninja Gaiden, Double Dragon, Robocop, Mortal Kombat, Spider-Man. Hai să încercăm Spider-Man. Fratele Spider-Man. Am înțeles. Așa. Mario Bros. Să încercăm. Bun. Și până atunci, oameni buni, deci cam astea sunt. Consola. Consola nostalgiei, consola copilăriei și toate jocurile cunoscute se află aici. Și cu mare drag, dacă vreți să vă aduceți aminte, o recomand această consolă. Sub 401, vin pe trei culori, galben, roșu și negru. Am ales galben, că e culoarea mea favorită, bineînțeles. Și foarte, foarte multe jocuri au implementat în această mică consolă. Și cam atât, oameni buni. Da, un restart. Pac. Select. Da, deci are la propriu-zis 400 de jocuri. Da, deci e oficial. Deci nu e cum erau dată pe acele dischete cu 9999. Și ultimul test, ultimul joc. Ia să vedem. Oho. Interesant. Cam aici a fost, oameni buni, review-ul și unboxing-ul, bineînțeles, cu acest joc minunat. Această consolă portabilă. Da, uitați aici că scrie volum. Ne vedem cu bine la următorul unboxing, cu ce o să fie, vom vedea, habar n-am. Depinde pe ce
Și de stingere aici. Și l-am stins. Cam atât. O zi minunată vă doresc și Doamne ajută să fiți cuminți și nu obraznici. Aceasta a fost consola sub 400 în 1. La revedere!